Módulo. Não, obrigado. Casa de Jovem Tessa, que chegou a subir, né? Módulo de. Peraí. Então, peraí. Módulo de minus 3. Tô 3 extra. Ali que é módulo, você não tinha nem condição. Asta vrea să spună modulul, nu ține cont de seamă. Și, și în ce înseamnă, altfel spus, dacă e pozitivă, lasă așa, iar dacă e negativ, îi schimbă semnul. Din minus 3 îl faci plus 3. Definiția, după ce am observat că la e aici, înseamnă așa, modul din x egal cu acolată x, dacă x e mare egal de 0, deci modul de x egal cu x, dacă x mai mare egal decât 0, și egal cu minus x, x mai mic ca 0. Ca observație, modul din 0, modul din 0 egal cu 0. Deci modul din x egal cu x, adică lasă așa dacă e pozitiv, și egal cu minus x dacă x e negativ. Concret, modul din 3x plus 2 egal cu, după definiție, nu am pe x acum, am o expresie. Egal cu, Miruna, egal cu 3x plus 2. Dacă toată șmecheria e pozitivă. Toată șmecheria, nu numai x mă dă egal 0. Că nu e x ca în observația asta, ci este o expresie, 3x plus 2. Dacă 3x plus 2 e mai mare ca 0, mai mare egal, și egal cu asta, schimbați semnul tuturor. Și egal cu minus 3x, minus 2, dacă 3x plus 2 este negativ. Deci, când e pozitivă expresia, rămâne așa, când e negativă, îi schimbăm semnul. Păi, dar asta o putem rezolva, că am rezolvat din ecuație și clasa da. 7-a. Echivalent. 3x echivalent cu 3x mai mare ca 2. Ca minus 2, adică. Ca minus 2, ducem pe 2 în partea cealaltă. Echivalent va spune că x mai mare egal decât minus 2 pe 3. Adică, ce înseamnă că e mai mare ca minus 2 pe 3? Începe ca minus 2 pe 3 încolo. Deci x aparține intervalul la minus 2 pe 3 închis, că și egal este, acolo cu și egal, la minus 2 pe 3 la plus infinit. Și în partea de jos, ar fi că 3x e mai mic decât minus 2, adică x mai mic decât minus 2 pe 3, ceea ce înseamnă că x, faptul că nu e ca minus 2 pe 3, e în stânga din acolo, de la minus 2 pe 3, de la minus infinit până la minus 2 pe 3. X aparține de la minus infinit la minus 2 pe 3. Deschis pe diferențial. Și așa, da, explicitarea arată așa. 3x plus 2. 3x plus 2. Egal cu două variante. Egal cu 3x plus 2. Dacă x și aparțin de la minus 2 pe 3, vedeți că iau finalul. La minus 2 pe 3 la plus infinit. Și egal cu minus 3x, minus 2, dacă x și aparțin de la minus infinit până la minus 2 pe 3. Puneți modulul în față, doamnă profesor. Deci aici, modulul egal cu cele două exprimate. Altfel spus, dacă ne-am imaginat pe o axă, probabil, reprezentarea numărului pe axe, și x și din, de la minus infinit până la, strică unde, unde intervalul de la minus infinit la plus infinit se, se rupe. Se rupe la minus 2 pe 3. La minus 2 pe 3. Deci fostul interval de la minus infinit la plus infinit
este împărțit de minus 2 pe 3, pentru că acolo este chiar 0. Chiar 0 este expresia 3x plus 2. Uitați, dacă anulați 3x plus 2 egal cu 0, dacă vedeți 3x plus 2 egal cu 0, cât este x-ul aici? X egal cu minus 2 pe 3. De aceea am pus 3x plus 2. Și minus 2 pe 3 este 0. Da? Ei bine, în clipa asta, dacă iei miruna un x din zona asta și îl înlocuiești între x plus 2, ia să vedem ce răspuns e. Ia un x din la minus infinit la minus 2 pe 3, dăm un reiexe. Nu. Minus? Nu. 9. 3 ori minus 9? Minus 27, plus 2 minus 25. Negativ. Dă-te un alt x din zona între minus infinit la minus 2 pe 3. Minus 5 pe 6. 5 pe 6. Minus 5 pe 6. Ia să văd dacă e dat-o așa. Minus 5 pe 6. Dacă e mai mic decât minus 2 pe 3, ca să mă convin. Oare să fie adevărat? Ai dat minus 5 pe 6. Înseamnă că tu știi că e mai mic. Dar eu nu știu. Vreau să mă convin că mi-ai dat așa ceva. De aceea, o să mulțesc fracția asta de sus cu un 2. O amplific și numărătorul și numitorul. Și devine echivalent cu a 10 pe minus 5 pe 6, că este mai mic decât minus 4 pe 6. De fapt, am asta aceeași numitor, cum se spune, da? Cele două fracții care au un 2, 5 pe 6 ca numitor, cum este minus 5 față de minus 4? E adevărat. Deci e dat bine. Și acum, dacă mă gândești pe x egal cu minus 5 pe 6, deci pentru x egal cu minus 5 pe 6, se întâmplă că avem minus, avem 3 ori minus 5 pe 6, 3 ori minus 5 pe 6, plus 2, egal cu 3 ori minus 5 pe 6 plus 2 egal cu 3 cu 6 se simplifică și rămâne un 2. 2 ori minus 5 egal cu cine? Minus 10. Minus 10 plus 2. Minus 8. Și facem minus 8. Ce număr mi-a dat și în punctul ăsta? Tot negativ. În concluzie, pentru orice x veți lua voi, 3x plus 2 este totdeauna negativă. Și scriem așa. Că obținem totdeauna negativ. Nu așa cum s-a întâmplat. Deci pentru orice x din zona, de la minus infinit până la minus 3 pe 2, tot x cu 3x plus 2 este negativ. Ce se va întâmpla dacă mă duc un x în partea cealaltă? Va deveni pozitiv. Tot timpul va fi tot timpul pozitiv. Uitați, să luăm pe 0. 3 ori 0, 0 și cu 2? 2. 2. Deci pe x va fi plus, 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 tot timpul. Iată la explicitare cum arată. Modul din 3x plus 2 egal cu 3x plus 2, dacă ieși și sunt la minus 2 pe 3, acolo. Deci l-am lăsat așa. Dar de ce l-am lăsat așa? Fiindcă de la minus 2 pe 3 încolo, până la plus infinit, cum este? Pozitiv. Și ce spuneam în definiție? Deci dacă ai modul din ceva, el rămâne așa dacă el este pozitiv, tot pozitiv, da? Deci rămâne așa dacă e pozitiv. Și va fi cu semnul schimbat dacă e negativ. Ideea este așa. Să nu mai muncim ca aici. Să facem un tabel de acesta, în care să vedem unde e pozitiv și unde e negativ, și spunem, egal cu 3x plus 2 pe zona unde e cu plus, de la minus 2 pe 3 acolo, și cu minus 3x minus 2 pe zona cealaltă. Mai exact. Hai să explicăm încă o dată. Modul din 7x plus 1. Modul din 7x plus 1. Facem ca pe axe. Asta vreau să fac. Vedeți cât de avantajos este. Foarte repede. Luăm deoparte 7x plus 1
egal cu 0. Adică x egal cu minus 1 pe 7. Facem pozițiile de axe de reprezentare a numărilor. Tabelul ăsta. Și va înseamnă x-ul, care vine de la minus infinit, la plus infinit. Intervalul x-ul are voie să vină la minus infinit, la plus infinit. Punctul care rupe intervalul este x-ul ăsta minus 1 pe 7. Minus 1 pe 7, ca să nu știu undeva. În dreptul lui este 0. Cine este 0? 7x plus 1. Deci în dreptul lui, în minus 1 pe 7, este 0 7x plus 1. Și acum, pentru a descoperi sau intervalul de la minus infinit la plus infinit, rupte în două intervale. Unul de la minus infinit până la minus 1 pe 7 și altul de la minus 1 pe 7 la plus infinit. Și acum, ne uităm și vrem să stabilim un anumit interval. Cel mai ușor este unii 0. Unde este 0? La sub minus 1 pe 7. La, nu, 0 este expresia, dar ca număr plasat aici, în care din intervale? În ăsta sau în ăsta? La loc. La mântă. La mijloc. E la minus infinit până la minus 1 pe 7, s-a făcut 0 pe aici? Nu. Când reprezentăm numele pe axă, aici e 0. Îl face să cumpără să le negative și în partea și altă, părere pozitive. Când am de minus 1 pe 7, aici, unde s-a făcut 0? În care zonă? În nu mai drept, aici. Și dăm lui x valoarea 0, dăm tabelă. Și zicem, pentru x egal cu 0, expresia 7 rezultă 7 ori 0 plus 1. Cât face 7 ori 0 plus 1? 1, 1, care este mai mare ca 0. Și atunci cum s-a întâmplat? Aici se întâmplă toată zona. Plus, plus, plus. Și aici va fi minus, 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 minus. Și ce fericiți sunt acum la explicitare? 7x plus 1 egal cu 1. Acolată, ne întoarce. Mătul de 7x plus 1 egal cu 1. 7x plus 1, dacă x mai mare. Dacă 7x plus 1, dacă x, dacă x aparține de unde, Miruna? Dacă x aparține de la minus 1 pe 7 la plus infinit, că aici este pozitiv. Da? Deci, dacă x aparține la minus 1 pe 7 la plus infinit. Și minus 7 minus 1, dacă x aparține la minus 1 pe 7. Hai să închidem la un minus 1 pe 7 pentru prima și la cealaltă să am deschis. Iată cât de repede am explicitat. În loc să parcurg etapa asta de rezolvare a inecuațiilor de gradă 1, adică duci pe stânga dreapta, rezolv nu știu ce, faci acest tabel și ai avut rezultatul explicitării deodată. Cum este aici? Te dă la urmă. Deci cum fac? Anulez pașii. Egalăm expresia de acolo, de întrebare, cu 0. Găsim unde ea devine 0. Facem un tabel. Punem valoarea aceea acolo. Intervalul rupt în două, la minus infinit la plus infinit. Și, îndată, avem posibilitatea să constatăm unde este pozitiv, cât și altul e negativ. Și atunci, la modul, pe intervalul unde e pozitiv, nu e așa. Pe intervalul unde e ea, e pozitivă, rămâne așa. Pe intervalul unde ea expresie negativă, este valoarea. Și acum, hai să rezolvăm câteva ecuații. Notați-vă. Ecuații cu moduri. Ecuații cu moduri. Da? Ecuații cu moduri. Și atunci spunem așa. Dacă avem de rezolvat ecuația asta, modul din 7x minus 3 egal cu 4, știți cum să reacționați, echivalent cu. Cine vorbește, Adi? Da, dacă 7x minus 3 egal cu plus minus 4. Stop. Deci este așa. Dacă avem de rezolvat ecuația asta, înseamnă că 7x minus 3 poate să aibă variantele. Ori 4, ori minus 4. Așa faci 4. Da.
de legea din 7x minus 3 egal cu plus minus 4. Plus minus 4. Ce înseamnă 2 ori? 7x minus 3 egal cu 4 și 7x minus 3 egal cu minus 4. În prima rezultă că 7x egal cu 7. De unde rezultă că x egal cu 1. X egal cu cealaltă. Așa, 7x egal cu minus 1. Adică? Se rezultă că x egal cu minus 1 pe 7. Sunt așa. Deci, sunt două valori. Când avem așa ceva. X aparține intervalului. Nu intervalului. X aparține mulțimii valorilor. X aparține mulțimii valorilor. Minus 1 pe 7 și 1. Așa. Minus 1 pe 7 și 1. Miruna, dar dacă am de rezolvat ecuația următoare, modul din 7x minus 3 plus 2 modul din x minus 1 egal cu 0. Atunci modul din 7x minus 3 egal cu minus 2 modul din x minus 1. Ai văzut dreapta, da? Da. Și? Ai văzut dreapta. Da? Bine, mă. Bun. Dar înseamnă? Stai, ia, vreau să mă bine, mai sună. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Și cum la avem sună, cred că s-a dus bateria. Am mai schimbat-o pe asta. Da, am vrut că nu. Avem sună. Dar Elena spuneai că ai trecut pe... 7x minus 3 poate să fie decât 0 și 2 modul din x minus 1 poate să fie decât 0. Ai, păi asta așteptam la tine. O sumă de numere pozitive egal cu 0, când pe amândouă simultan, da, nu? Nu se poate. Ăsta era mai mare egal decât 0. Ăsta e mai mare egal decât 0. Ca modul. Da. Deci de aici rezultă că trebuie să se întâmple 7x minus 3 egal cu 0 și, și imediat x minus 1 egal cu 0. Adică de aici x egal cu 3 pe 7 și 1. Și x egal cu 1. Hei, dar trebuia să am un x comun. Din păcate, prima se anulează când e 3 pe 7 și alaltă când e 1. Este vreodată egal cu 0 asta? Nu. Că noi n-am obținut același X. Deci dacă obținem același X, eram foarte fericit. Așadar, spunem, X aparține mulțimii videri. Că n-am obținut că trebuia să fie și, adică în aceeași timp, și sus și jos. Dar dacă spun, o iau din nou și dau ecuația modul din 7X minus 3 plus 2 modul din X minus 1 egal cu minus 1. Dar nu se poate luate. Păi de ce? Că modulii nu fac negativ niciodată. Nu se adunați. Și mai sunt și așa mare. Dar fost, dacă era minus, avea sens. Dar așa cu plus, imposibil. Și nu rezolvă. Dar dacă vă dau modul de 7x minus 3 plus 2 modul din x minus 1 egal cu 5. Are sens. Da. Are sens. Cum o rezolvăm pe asta? Asta e marea problemă. Păi nu facem așa 7x minus 3 egal cu 5 x minus 1 egal cu 5? Păi cum? Păi 5 cu 5 cât ar face? 10. Stai că aici e problemă complicată. Wow!
Deci s-a complicat situația. Odată facem 7x minus 3 egal cu 5 minus 2 modul din x minus 1. Și ce facem? Vedeți că 2 moduri. Aș vrea să avem 7x minus 3 egal cu minus 5, dar nu știu că stai pozitiv. A, stai, minuna. Aici e totul și complicate. V-am condus atent, atent, aici am să ajung. Deci, când am mai rezolvat ieri niște situații când erau, spun din modul egal, cu număr negativ și cu zero. Dar când suntem într-o situație de asta, complicat. Hai să visăm. Dacă s-ar întâmpla să nu fie modulii, v-ați descurcat? Da. Deci dacă ar fi fost așa. Dacă ar fi fost 7x minus 3 plus 2 pe lângă x minus 1 egal cu 5. Asta lucrăm simplu. Cum lucrăm? 7x minus 3 plus 2x minus 2 plus 2 minus 2 egal cu 5. Trecem în termen în partea cealaltă și o să fie 9x este egal cu 5 plus 5? Nu. Nu? Minus 3 minus 0. Nu, 5 plus 5, mă. 5. Da, 5 plus 5. Care face? 10. 10. X egal cu 10 pe 9. X egal cu 10 pe 9 și ești... Da, da, ai rezolvat-o. Da, dar când s-ar întâmpla o situație asta fericită? Când nu doar după schimb. Adică amândouă o să fie pozitive. Da. A, dar asta înseamnă să facem tabelă, să facem acolo, să vedem unde sunt amândouă pozitive. A, la tabelă. Asta este, că și așa le sparg modulii. Să amândouă pozitive când e de la 1 încolo. Nu știu. Păi depinde asta. Da, și eu la mereu faci, dacă e X de la 1 încolo. Cred că ai dreptate. 7 minus 3, 4 și pozitiv. Și unul negativ, unul pozitiv. Deci trebuie să analizăm toate patru cazurile. Noi am visat la situația asta când am două fost pozitive. Și tu ai spus de la unul încolo. Da. Dar nu fac eu, e mai bine să facem așa, pe da. Vedem de toate cazurile. Facem un cealaltă de el. Am văzut aici, deci tare să mă ne ajunge. Ne ajunge. X-ul, ca devine tot timpul la zis, să fie la plus infinitiv. 7x minus 3 că e o situație, o expresie. Mai este x minus 1, care e cea de-a doua expresie. Și când 7x minus 3 egal cu 0? Ia să o rădăm. Când 7x minus 3? 7x minus 3 egal cu 0. Când? Când x egal cu 3 pe 7. Da? X egal cu 3 pe 7. Rezolvăm ușor. Deci la 3 pe 7, x-ul care a alergat de la minus infinit la plus infinit, la un moment dat e 3 pe 7. În dreptul lui 3 pe 7, 7x minus 3 cât este în clipa aceea? Dacă mă găsesc pe x cu 3 pe 7, vine 0. Da? Iată că intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în două. Unu, o zonă de la minus infinit la 3 pe 7 și altă la 3 pe 7 la plus infinit. Întrebare, unde s-a făcut 0 pe traseul ăsta? La... În care zonă? La aici sau aici? Zona aia. În zona asta. Aici este 0. Și dau exvaloarea 0 în expresie. Și am că 0 minus 3. Minus 3 și minus va fi tot timpul. Min... 0 e minus peste tot. Și acolo va fi plus. Va fi plus peste tot, sigur. Și la x minus 1 la fel? Da, x minus 1 unde se abonează? Unde se abonează? Da. Tot în 1. În 1. Dacă x egal cu 1. Aveți, x minus 1 egal cu 0, rezolvă x egal cu 1. Și unde se pune pe 1? Asta-i. Acum, după 3. După 3, deja. 1, după 3, sigur că da. Aici, ca să trec și a terea subunită. În dreptul lui, pune plus, plus, plus. În dreptul lui cum este asta? Pozitiv. X minus 1 cum este în dreptul lui? Pozitiv. Nu crești, 1 minus 1 este 0. 0. Da,
În dreptul 1 trebuie să punem 0, trebuie să găsim 0. Deci, în dreptul lui 1, expresia care o are aici este 0. Da. Că doar așa o obținem pe 1. Da. Că pe x minus 1 e egal cu 0. Și acum, dăm pe cel mai larg, nu e 0, care se află în zero, zona asta, până la 1. Nu vă are 0 și minus. Face 0 minus 1, face minus. Minus. Pe 1 face minus. Deci asta este x minus 1, devine, după înlocuirea oricărui număr de aici, devine negativă, negativă tot timpul. Orice x ar trebui, îi face devine pozitivă. Și acum, au apărut ca într-o oglindă, câte intervale au apărut? 4. De la minus infinit până la 3 pe 7. De la 3 la 7 la 1 și la 1 a fost 3 intervale. Începem discuția ecuația acestea pentru fiecare caz în parte. Și zicem, cazul 1. Ce ecuație am avut? Spuneți-o că am șters în de timp. Parcă era, nu știu ce. 7x-3 modul plus 2 modul de x minus 1. Deci modul de 7x-3 plus 2 modul din egal cu 5. Aceasta este ecuația pe care o avem, deosebită de tot ce am făcut până acum. Că aveam să ne intre egală cu 0 sau cu un număr negativ. Dar acum am dat o valoare care are sens. Câți două numere pozitive, adunate și posibil să facă 5. Și noi trebuie să-l dibuim x-ul acela. Ca să-l dibuim, să-l găsim, începem o analiză atentă pentru explicitarea modulului și-a luat de intervale. Primul interval de studiu, cazul 1, x aparține cui? Cui? Care e primul interval? Care era valid? Minus infinit la 3 pe 7. Alo? Bună seara! Da, eu sunt, dar sunt într-o lecție de matematică. Sunt într-o lecție de matematică. La 10. Da? La 10 am spus. La 10. La revedere. Deci, în cazul întâi ăsta, cu x și de la minus infinit până la 3 pe 7, începem discuția. X aparține minus infinit la 3 pe 7 infinit. Ecuația asta devine două puncte. Și zic, dau puncte din primul modul. Primul modul, 7x minus 3, pe traseu de la minus infinit la 3 pe 7, este negativ. Fiind negativ, știu ce să-i fac. Când am o expresie negativă, o să schimb zero, doar. Și ecuația devine. Ce devine? Am spus. Minus 7x plus 3. Și am scăpat de modul, primul modul, sunt foarte fericit. Plus 2, plus 2. Hop, al doilea modul. Tot x. Dar x minus 1, intervalul negativ, tot negativ este. Schimbăm semnul expresiei. 2 pe lângă. Minus x plus 1. Minus x plus 1 egal cu 5. Minus 7x plus 3. Vedeți, am scăpat de modul de... Da? Minus 7x plus 3. Minus 2x plus 2 egal cu 5. Echivalent. Exact. Minus 7, 9x egal cu 5 minus 5, 0. X egal cu 0. Dar asta nu e altul bun. Ce n-a spus eu aici, mă? E la minus infinit la 3 pe 7. Ia să văd dacă s-a aparține. Oare aparține? Aparține. Intervalul de la minus infinit la 3 pe 7. Da. Rezultă acum că x egal cu 0 este soluție. Am găsit un x. Cazul 2. La delegat de x, de la minus infinit până la plus infinit. Cazul 2 este când x și aparțin. Când e zone acum? De la 3 pe 7 până la 1. Până la 1. Până la 1. Da? 3 pe 7, x
aparține intervalului 3 pe 7, deschis, că am închis, a fost de-a trecut. Deschis 3 pe 7 până la 1 închis, adică și 1. Yes. El devine. Adică ecuația asta cu moduli, asta devine. Devine scăpă de moduli. Ce devine? Minus. De la min, de la 3 pe 7 la 7. Primul modul, dau pozitiv. Primul modul. 7x. Pozitiv. Rămâne așa. 7x minus 3 plus 2 pe lângă. Stop. Al doilea modul. Cum e al doilea modul, adică x minus 1 ăsta, pe traseu de la 3 pe 7 la 1? Negativ. Dacă e negativ, ce fac? Schimbăm semnul. Adică deci minus x plus 1. Pe lângă minus x plus 1 egal cu 5. Adică 7x minus 3 plus minus 2 yes. Plus 2 egal cu 5. Atunci avem 5x egal cu 4. 6, eu zic. Că minus 3 și cu 2 face minus 1 și duci acolo plus 1, 5 cu 1, 6. Atunci x egal cu 6 pe 5. Ei, dar stai, nu-l pot lua ca soluție, ci mă întreb. Ești tu aici? Da, nu. Nu. A, 6 pe 5. 6 pe 5 e 1 și ceva. E 1 și ceva, intervalul se închide la 1. Nu-i soluție. Nu-i soluție. Deci nu aparține, nu aparține intervalul. Mi-am spus noi la început. Aici vreau. Corect. Deci de la 3 pe 7 la 1. Nu aparține, nu este soluție. Deci, greu? Da, nu. De ce e greu? Ce se pare greu? Ajungi aici. Eu am făcut un pas în față. În modul la explicita el la des. Da. Asta e secretul. Da. Și nu v-am ridicat ștacheta. Că nu m-am dat un tabel de ăsta mecanic. E ușor. Deci eu am zis așa. Când devine 0? Păi, o anulez pe asta. Și în dreptul ei, ea este 0. Și acum zona de la minus e vina pozitivă, de ruptă în două. Până acolo, și de acolo înainte. X-ul avea voie, pentru modulul ăsta 7 minus 3, să fie de la minus e vina pozitivă. Și ca să descopăr, dau noi sunt la marginea zonă. Ce mai rare, unul e 0. Și vezi, iată, e negativ, e pe aici și cu pozitivă. Cum se întâmplă valoarea, ce se întâmplă stătoră. La fel dincolo. La fel pentru x minus 1. Și acum tot intervalul la minus infinit la plus infinit s-a rupt în 3 intervale și începem la analiza. Pe primul interval, în 3 pe 7. Primul modul, ca să dispară, primul modul e negativ, schimbă semnul. Al doilea, negativ, schimbă semnul. Și ai scăpat din modul, de bare, de aceleași. Dacă ai scăpat, ești fericit că așa ceva și îți face. Și găsești un x. Dar nu începi foarte repede. Deci ia să văd de X-urile. Unde te afli tu, unde ți-am spus la început? Nu mi-am spus așa. De la minus vine până la 3 pe 7. Ești aici? Da. Bun. Ești de-al meu. Mă bucur. E soluție. Al doilea X din zona cealaltă. N-a fost. Nu e soluție. Nu mi-a dat al treilea și vedem și acolo. Și în final, soluții pe bunii într-o singură mulțime. Deci, spun asta, nu s-o pătiți ca pe chestii unde am ridicat ștacheta, încât voi erați, nu aveți voie să n-aveți acces. Dar aveți un tabel, dar avem un tabel explicat. Dar l-ai explicat atât de clar, el ne ajută la explicitarea modulului. În loc să merg pe varianta asta, egal cu acolo, nu e pozitiv, nu știu ce, să rezolvi în ecuațiile, eu deodată am explicitarea. Deci ce v-am dat acum este spre ușurința voastră, cu tabelul, pentru explicitarea modului. Și am profitat de ideea asta, dându-vă o ecuație care este o ecuație care are sens și pentru care găsim soluții. Deci nu m-aș mechelia dacă e egal cu 0, am 2, egal cu 0, dacă negativ, nu are soluții. Am dat și situația că nu are soluții. Pentru că dacă era pe medesiața ecuația modului 7x, minus 3, minus 2 modul din x minus 1 egal cu minus 5, are sens asta. Că nu mai este ca înainte adunare, ci scădere.
Iar la asta, dacă voi vedeați, gata, 2 moduri egal un număr negativ, n-are sens, e un prostie. Da. Deci cazul 3 mai acum, cazul 3, ca să ne iepuizăm, să spunem că am făcut, da? Cazul 3. Care e ultimul idee, copii care nu am văzut? 1 și plus infinit. X aparține de la 1 la plus infinit. E cât ecuația devine, Miruna. Devine. Tot ce răsut cât devine. Uite, e plus. De la 1 cu la plus infinit e plus. Înseamnă că rămâne la 2. Așa, măi. 7x. 7x minus 3. Adunat cu 2 pe plus, plus, modul din sub asta, plus, 2 pe x minus 1 egal cu 5. Cu 5. 7 minus 3 plus 2x minus 2 egal cu 5, 9x minus 5 egal cu 5, 9x egal cu 0. Deci 9x egal 9x. Egal cu 0. 0, nu? Să se egal cu 0 și egal cu 0. Dar nu din lucru, nu din lucru. Nu, nu, nu. Nu e 10, 10. E 10 pe 9. 10 și X ne dă 10 pe 9. 9. Și este soluție. Deci tu nu e repede ca soluție. După ce trebuie asta, ce v-am spus eu cu X de la 1 încolo. Ești tu de la 1 încolo? Da. 10 pe 9, care înseamnă 1 și ceva, aparține, spune. De la 1 la plus infinit. Atunci îmi pare foarte bine. Te iau să... Soluția e 0 și 10 pe 9. Deci X aparține mulțimii valorilor care le am găsit. Da. 0 și 0 și 10 pe 9. Aș vrea să mă bucur și eu cu voi deodată, dându-mi foarte multă, acordându-mi multă atenție, că ce m-am învățat acum este spectaculos. Este extraordinar. Sigur. De la bar? Da. O să faci sa liceu foarte mult de ziua. Da. Dar eu am adaptat spusele, lecții voastre cu modul, fără să vă lovesc cu niște chestiuni, definiții, nu știu ce am pus aruncate, ci am mers meticulos, atent, metodic, din aproape, și v-am arătat avantajul explicării prin tabel. Când ai exercitat un modul, ți-e mult mai la îndemână dacă o faci așa cum am spus eu. Ei, și când am băgat 2 moduli și am enumerat situația asta cu 5 are sens problema, mi-am creat condiții pentru ca să vă întorc aici. Ca să vedeți că am nevoie de exercitare. V-am spus, voi ați face situația asta? A spus, da, mie nu am de mână. Și când de asta? Când am 2 sunt pozitivi. A spus, doi. Și tu mereu mi-ai spus la unul cont. Și am plecat. Nu? Dar nu ai mai prins toate cazurile celelalte, pentru că nu aveai experiența asta a explicitării modului. Deci ce m-am învățat în seara asta? Ecuații cu moduri folosind tabelul de variație a semnului. Da? Asta este important. Și sper că după ce veți vedea filmul, ce bine ar fi să vă bucurați de dată cu mine și să înțelegeți că atunci când îmi vine bine și când sesizez o variantă în care mă pot face înțeles, la nivelul la care vă aflați voi, o fac de fiecare dată cu drag. Pentru că aceste lucruri spuse la început, exact cum semnul algebrii, tot spun, dacă s-ar introduce semnul algebrii mai de jos, când zici minus 3, minus 3, minus 7. Păi zic că nu se poate, nu discută. Nici nu știu ce e la minus 3. Da, este 8-a de acolo. Da, dar la clasa 1-a și a 2-a, nu se poate. Chiar și la 5-a, nu? Și la 5-a și la 4-a. Și ținem conul ăsta de lucru și când vinem în clasa a 7-a, la sfârșit, și dăm semnul algebrii, e o mare dramă. Dar vreau să vă întreb, aici la 5 e așa. Modul din x plus y, mai mic egal decât modul din x plus modul din y. Pentru oricare ar fi x, y, aparține lui el. În da. Cazul nostru nu este valabil? Unde? În cazul nostru. Avem 2 moduli adunați. Da. Dar am 2 moduli, ăsta și mulți cu 2. Da. Tu ai așa, modul din x. Plus modul din y. Plus modul din y. Egal cu modul din x plus y. Nu e. Egal, dar tu ai... Nu egal, mai mare egal. Mai mare.
asta, mai mare egal decât modul din X plus Y. Da. Era. Aceasta este o inegalitate foarte importantă. La modul. Puteam să o aplicăm aici? Nu. Nu din ideea de aceeași. Nu, nici vorba, că n-am avut cu egal. Eu am avut cu egal aici, doi moduri adunați, fac atât. Fac 5. Și asta trebuia muncit acolo. N-am cum să o apun. Eu n-am vrea voie să fac adunare, adică să pun că e egal cu modul din toată chestia aia. Nu, nici vorba. E exclus asta. Întotdeauna mai mare sau în anumite situații egal. Când am două sunt pozitive, e egalitate. Deci dacă zic așa, modul din 3 plus modul din 5 este egal cu modul din 3 plus 5, care face 8. Modul din 8. Când sunt pozitive, dar dacă zic modul din 3 plus modul din minus 5, e tot modul din 8. Sunt, crezi tu. Păi da, modul din minus 5. Deci din 3 adunat cu minus 5. Acolo, cu 4 adunat, minus 5. Păi da, așa am spus. Iar da. Dacă le luam fiecare parte. Păi da, nu. Fiecare parte aici. Da. Fiecare parte aici. Da, și minus 2 și atunci... Sigur că da. Și atunci ăsta e primare, că aici vine 8. Și aici cât mi-a dat... 3 minus 5 minus 2 este minus 2. Care face 2. Da. Atunci 8 diminuare decât 2. Am făcut la exemplu. Că n-ai voie să... Deci modul din A plus... Modul din A plus modul din B. Da. Nu este egal. Modul din A plus B. Modul din A plus B. E o mare prostie. Mm-hmm. Numai la modul din A ori B este egal cu modul din A ori modul din B. Da? Când e adunare, când e mulțire sau împărțire. Ai modul din fiecare, dar la adunare și la scădere, ca la radical. Ce? Tu ai înțeles, cât discutăm noi, că radical din A plus B ar fi egal cu radical din A plus radical din B? Nu. Dar radical din asta atunci ce e? Aceasta este o inegalitate care este strictă la inegalități. Când avem un modul și ceva cu inegalități de demonstrare. La inegalități, nu la egal, nu la ecuație, am înțeles. Ea este totdeauna mai mic și egal numai când sunt numere pozitive sau am două negative. Ori am două pozitive, ori am două negative, atunci e egal. Și în rest e strict inegalitatea. Și am înțeles. Deci la inegalități. La inegalități. Am înțeles. Da. Să facem sinteza lui aici. Că avem noutăți pe care trebuie să le dăm. Da. La modul aplicații am făcut, iată chiar acum am făcut, proprietăți ecuații cu explicitarea modului, explicitarea modului folosind tabelul de variație a semnului, da? Explicitarea modului folosind ce folosind, am spus? Tabelul de variație a semnului. Tabelul de variație a semnului. Și pe urmă am făcut ecuații cu moduri. Ecuații cu moduri. Așa. Și cam astea a fost lucruri importante. La geometrie am făcut. La geometrie am făcut. Piramida, mai mult așa. Care le-am făcut. Desene. Da. Nu, piramida, totuși au fost multe la piramida. La revedere, vă mulțumim că v-ați citat profana și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la share. La revedere.